Hai că tot tragem. Tot am tras de noi să filmăm și îmi vezi la minte asta, cred că este episodul 4, dacă nu mă înșel. Și mi-a venit ideea secunda asta. Suntem în apartamentul nostru aici, în Tokyo. Haideți să vi-l arăt foarte repede. Asta este intrarea. Uite-și pe Vlăduț, în tricou de... Nu mai ești comunist acum, mă? Ce ești, de la aici, kamikaze? Așa, nu știu dacă se vede ceva afară pentru că e beznă. A, se vede cât de cât. Se vede că e camera, mă, măi. Măi, patronul meu, Și măi. se vede. Uite, mă, dar lipsește cineva, frate. Ce frumoase erau în beznă minții cu Daily Sugars, nu? Da. Așa. Și ne gândeam acum, aveam o scurtă discuție vis-a-vis de ceea ce să vedem. Noi trebuie să stau așa. Vis-a-vis de ceea ce să vedem în continuare. Am văzut câteva lucruri până acum. Mâine avem o zi importantă în care mergem să vedem Palatul Imperial și o piață din asta foarte ok. Un Ia fix, mai un bine în fish cameră. market, mai exact, unde vom mânca și sushi. Și sushi și ne gândim Și ce să asta mâine, facem. probabil. Ne gândim ce să facem. Ia loc acolo, Uf, stai la locul tău acolo, am mă, onoarea să... frate. Nu că i-am zis să începem un bez la minții, dar ne purtăm ca și cum a fi așa noi, adică nu e vorba. Natural, Asta e nu... vorba aici, asta e șmecherie aici, ați înțeles? Uf. Să fim așa cum suntem. Ia uite așa am băut azi, niște Lipton ăsta, la cutie, la... La cutie ca parmalatul, ca laptele ăla. Parmalatul. Da, mă, și stăteam acum și ne gândeam exact ce să facem, pentru că vrem să mergem și în Osaka. Doar că pentru a ajunge în Osaka sunt două variante. Prima variantă cu trenul, cum îi zice? Și în casă. Stai să repede. Și în casă, Stai, 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 trenul stai, de stai, mai stai. târziu. Ăla e Uitați. metrou. Da, știu, știu. Dar pe aici trece trenul, frate, pe aici, pe la noi, de la cazarea asta. Așa, mă. Zile de Shinkansen. Păi și Shinkansen e cel mai rapid tren din lume, este trenul de mare viteză al Japoniei. Dar stai jos, că mă faci să țin camera Stai mai... sus. Stai acolo jos, așa, zi. Este trenul de mare viteză al Japoniei. Face, cred că, 3 ore până la Osaka. Cam așa face, da. 56 de kilometri. Da. Trenul normal face mult mai mult. Vreo între 8 și 10 ore, ceva de genul ăsta, Da, trenul dar normal. costă și mult mai puțin față de Shinkansen, care este undeva la... Vreo 120-130 de dolari, cam așa e. Da, cam așa. Ideea este că dacă mergem în Osaka, în niciun caz nu ne permitem, în niciun caz nu ne permitem să ne și ducem acolo cu Shinkansen, să ne și întoarcem. Adică ar fi 230-240 de dolari pe care am cheltuit pe chestia asta. Da, vreau să spunem că ne permitem, doar că nu vrem să dăm banii pe așa ceva, pentru că am putea da pe lucruri mai... Poate să-și permite, mă, dar eu sunt sărac, ăsta zice că își permite, eu sunt sărac. Așa, și atunci avem o altă variantă, seama să pun asta, avem o altă variantă, să luăm un, cum îi zice? Ia uzi, te-au prins, mă? Așa, să luăm un bus de noapte de aici, pentru că nu vreau să călătoresc ziua, nu vreau să pierd ziua, vreau să pot să vizitez și așa pot să vă arăt cum este și un bus de noapte pe care să luăm, evident, mâine sau nu, poimine seară, ceva de genul ăsta, să ajungem dimineața în Osaka, să stăm în Osaka vreo 2 sau 3 zile, după care să ne întoarcem în Tokyo, evident cu Shinkansen-ul, pentru că mă gândesc că ar fi un vlog interesant prin care să vă arăt acest cel mai scump și cel mai rapid. Cred că e cel mai scump tren din lume, dacă e și cel mai Posibil, rapid, mai mult ca posibil. sigur, da. Deci cam asta e. Până acum vă spun că se poate de clar, fără să intru în detalii foarte multe și fără să vă dau venitul meu final. Japonia este țara mea preferată, țara mea preferată, aici mă simt de departe cel mai bine. Nu mi se pare că este atât de scumpă pe cât scrie pe net sau pe cât zic oamenii. Ia zi, Vlăduț, cum a fost? Acum câteva seri am fost și am luat de la 7-Eleven ce am cumpărat. Am cumpărat niște sushi care, culmea, era foarte bun. Da, și azi am cumpărat o grămadă. Am cumpărat eu 3 suculețe mici, sushi-uri. Sushi, am luat niște orez din ăla. Sushi cu cultură, cu mai multă carne. Da, și am luat și două orezuri de alea, Da, deci... am mâncat foarte bine de la 7-Eleven, doi burgeri ne-am făcut acolo. Și toată masa, deci în seara la care mă refer eu, în două persoane, am mâncat cu undeva cu sub 10 dolari. Da, deci... La KFC cu cât a... Trebuie să știi unde să cauți să mănânci. La KFC cu cât am mâncat? Am mâncat amândoi... 18 lei. Nu, 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 stai, 18 lei. A, era de persoană 18 lei. Da. Da, a fost undeva la vreo 5, nu, vreo 4,4 dolari și ceva, ceva de genul ăsta, până în 5 Similare dolari. cu prețurile noastre. Exact, nu a fost deloc scump, a fost chiar interesant. Ideea e că dacă stai puțin și cauți și nu te grăbești, înțelegi, poți să găsești... mă, ce proastă lumina aici în cameră. Așa, poți să găsești mâncare ok. Hai, mă, să răspundem întrebările, că toți ne-au întrebat și au spus chestia asta, acum mi-a venit în cap, hai să vorbim puțin pe tatuajele tale. Că toți au zis, care e faza cu tatuajele? Cum e cu tatuajele? Vorbește despre ele, de ce ți le-ai făcut? Care e faza? De ce pe aici ți le ții acoperite? Hai ca să răspundem întrebărilor. Păi, în primul rând, mi le-am făcut în 2014
parte dintre ele mi le-am făcut aici în Japonia, în Yokohama, la maestrul Horio și al treilea, este foarte, foarte cunoscut aici, este unul dintre cei mai cunoscuți maestri în arta tatuajelor japoneze, Irezumi. Așa. El nu lucrează cu un aparat normal, cum știm toți că există, lucrează cu un instrument japonez tradițional numit Tebori. Tebori, ok. Da. Mi l-am făcut primele mele tatuaje la 14 ani, abia am gândit să mi le-am făcut la el cu scopul de a mă apropia de către tatăl meu, care are un trecut în Yakuza, în clanul Inagawakai. Eu mi l-am făcut dorind să mă apropii de el. Așa. În Yakuza, care este un termen umbrelă pentru toate organizațiile mafiote din Japonia, locul se moștenește, adică dacă un om are copii, ei automat, indiferent de sexul lor, vor moșteni locul în organizație, în clanul pana mea. Eu însă nu vreau să moștenesc așa ceva și nu vreau să am de-a face cu așa ceva, însă mi le-am făcut pentru am apropiat de tatăl meu și a avea o relație cât mai bună, întrucât el nu mă recunoaște. Dar chiar vorbește despre chestia asta, care e faza? Deci practic el este tatăl tău, tatăl tău este japonez, mama ta româncă și el nu te recunoaște. Dar ce înseamnă, eu asta mă întreb din punct de vedere legal, ce înseamnă chestia asta? El poate... Eu nu știu cum stau lucrurile astea, poate sunt câțiva dintre voi care știu, dar în principiu chestia asta cu nu te recunoaște, nu știu, nu poți să-l dai în judecată sau nu poți să faci ceva de genul sau nu v-ați gândit? N-am idee, însă ideea este că el mai are și alți copii. Ok. Da, și cam asta e treaba. Cam asta e situația. Ok, cum, despre tatuaje în continuare, de ce, nu știu, oamenii zic că, domne, sunt periculoase, că să nu se vadă pe aici, care e faza? Păi, în primul rând, aceste tatuaje care sunt japoneze, au referire la o anumită zonă, la... Iar aici, în Tokyo, de exemplu, sunt destul de periculoase, pentru că ești asociat automat cu Yakuza, de vreme ce le ai. Da, adevărul că, știi că mergeam pe stradă și se uitau oamenii dubioși, ziceau, bă, din când în când, se uitau. Am văzut că se uitau la mâinile tale, dar nu aici, în Corea. În Corea, culmea, în Corea. Corea, dar se uitau urât datorită faptului că sunt japoneze acolo, datorită urii pe care eu o față de japonezi din pricina trecutului, acolo doar în faptul că sunt tatuaje japoneze le fac... Ale creează prea, dar oamenii își dau seama, eu de exemplu dacă văd tatuajele alea să mor, deci, dacă deci, eu îmi dau seama că sunt japoneze. În Asia e cunoscut stilul ăsta. Deci în Asia e cunoscut stilul. Este vechi. Da. Hai să revenim la ce vă spuneam mai devreme despre... despre Japonia. Băi, e super cool, e super fain aici, îmi place. Îmi pare rău că din păcate nu petrec mai mult timp aici, dar cu siguranță este o țară și o destinație în care mă voi întoarce. Sincer să fiu, din punctul meu de vedere, pe mine nu m-ar interesa foarte mult să vizitez sudul. Vrăduța, tu ai fost în Okinawa? Da, e ceva fantastic Okinawa, chiar la tatăl meu am fost acolo. Dar ce, el acolo, de acolo e? Sau de unde? Nu, este din Sasebo, Nagasaki, dar acolo are... De unde, mă? Din Sasebo, Nagasaki. Ok, așa. E tot departe de aici, însă are mai multe afaceri acolo și am stat în vară, am trecut o perioadă bună de timp acolo, cu mai mult de o lună. Și cum e acolo? Nu e cald în perioada e asta? E foarte, foarte, foarte cald. Păi și stai puțin, după căldura, tu crezi că eu am chef să mă duc acolo după căldura din Asia de un an de zile să mor eu? Ai spus că e marfă să mergem acolo în nord, unde ai spus? Să Sapporo, nu? Sapporo, dar orașul Gheții acolo ar fi fantastic. Să mergem acolo în fiecare an, ninge foarte, foarte mult, vin foarte multe cupluri de îndrăgostiți, se formează asta... Și ne mergem și noi doi. Asta era argumentul suprem, așa, zi. Se formează mai multe chestii de-astea din zăpadă, sunt și parcuri unde sculptori sau artiști vin acolo. Sunt artiști, tot aia formează din zăpadă mai multe, nu știu cum să le zic, chestii artistice fac acolo. Din, din astea contemporane de nu le înțelege nimeni, probabil, așa mai dubioasă, forme dubioase, da, chestii. Da, chestii contemporane, din gheață, din... Da? Vine foarte multă lume, e un oraș foarte mare și Sapporo. Ia zi-ne despre, de câte ori ai fost tu până acum aici? De 6-7 ori. Aha, ai prins vreodată cu tremur? Da. Când și cât de mare, dacă mai ții minte? Cred că am prins Tohoku în 2011. Ce? A fost cea mai mare cu tremur care a lovit Japonia în timpul ăla cu Fukushima. Stai mă puțin, stai glumă și cum se numește? Tohoku. Așa are nume cu tremurul? Da, a fost aici pe insula Tohoku. Aha, ok, am înțeles. Așa. Și erai aici? Da. Și cât de mare a fost, mai ții minte? Vreo 9 grade. Și cum a fost? Unde erai? Aici, în Tokyo, nu s-a simțit... Adică s-a simțit doar că nu s-a... Au fost incendii, au fost...
S-a crăpat pământul, dar n-a fost mare lucru. Însă la nord de aici, în provincia Sendai, acolo a fost foarte, foarte grav datorită faptului că în urma cutremurului a urmat și un tsunami foarte, foarte mare care a acoperit foarte multe localități, care a afectat foarte puternic centrala nucleară la Fukushima, după cum știți, și a băgat Japonia într-o mică criză. Mică, mare criză la vremea respectivă, care ușor, ușor s-a rezolvat. Când a fost asta? 2011. A, deci erai mic, frate, 2011 e acum 6 ani, ești nebun, 6 ani înseamnă că aveai vreo 12 ani, ceva de genul ăsta. Am mai prins alt cutremur în 2013, da. Tot aici la Tokyo eram. Era într-o zi de sâmbătă, eram într-un mall, cu mai mulți prieteni, venim de la Nagoya, de la așa să vizităm. Așa. Și aveam venit toată, în cutremurul s-au spart geamurile de sus de la, știi că era un modul ăla, era așa. Geamul de aia deasupra. Cu polă din aia, na, așa. Da, s-au spart, au căzut pe jos, o parte din ele. Știu doar că ne-am băgat în Bershka. Am stat acolo până s-a terminat tot. A urmat și mai multe replici. Asta e nașpa aici la cutremure. Că vin replicile din după. Foarte multe replici, din care unele sunt mai periculoase ca cutremurele în sine de foarte multe. De foarte multe ori. Da, replicile, da, într-adevăr, cu replicile e nasol. Da, Voiam să vă spun câte ceva. Voiam să vă zic niște lucruri legate de diferențele pe care le văd eu. Până acum, dacă este o luăm așa, cele mai scumpe țări prin care am călătorit vreodată în viața mea sunt Norvegia, Coreea și Japonia. Nu știu pe care dintre ele, de exemplu, din punctul meu de vedere, mi se pare mult mai scumpă Norvegia decât Japonia. În Norvegia nu pot să găsesc lucruri accesibile. În Norvegia, dacă mă duc la magazin și pot să cumpăr ceva, toate chestiile sunt foarte scumpe. Aici în Japonia, pe mine nu m-a șocat foarte mult, nu m-au șocat foarte mult prețurile. Ok, bine, cred că ați văzut într-un vlog anterior pe care l-am pus. Frate, taxiul, băi, deci am mers o singură dată cu taxiul, mai țin minte vreo dâți? Și am plătit, deci am plătit, cât a fost? $8. Aici? Da, aici, mă, ce ai, aici, când am venit cu taxiul, $8, frate. Da, $8. Pe cât a fost? Un kilometru jumate, ceva de genul. Deci nu au fost 2 km. Pe Google Maps sau pe Maps mi spunea clar că erau 1,3 km. Mi s-a părut super, super, super mult. O să vreau să vă răspund, dar nu cred că acum, pentru că încă n-am făcut o listă și nu știm exact câți bani s-au cheltuit în întreaga plecare. Tu ești aici de pe cât, mă? Mă refer în Asia. 15 aprilie. Nu, 12. Deci tu ai venit pe 12 aprilie, eu am venit pe 18 parcă, la vreo săptămână după ce ai venit ceva de genul ăsta și pleci pe 16 iunie pleci tu. Da. Deci se vor face 2 luni de zile. Da. Ceva de genul ăsta. Da. O să încerc să vă fac la sfârșit să vă spun exact cam câți bani s-au cheltuit. În Vietnam în principiu s-a cheltuit normal, cum a cheltuit de obicei. În Coreea s-a cheltuit mult. Să știi că în Coreea s-a cheltuit cel mai mult. Așa e. Aici în Japonia, băi, faza e în modul următor. Dacă renunți la alcool și la distracție, te descurci. Deci dacă vii cu gândul să strict să vizitezi, strict să faci și chestii din astea turistice, culturale, istorice, lucruri de genul ăsta, dacă faci treaba asta, țara este foarte accesibilă. În momentul în care te apuci să cheltuiești bani pe băutură, pe distracții, gagici, nebunii, în momentul ăla se schimbă totul. Prețurile sunt extraordinar de mari. Și în Coreea, pana mea, ieșeam într-o seară, era foarte greu să cheltuiesc sub $80, ceva de genul ăsta. Foarte greu, pentru că unul la mână, metrou de la ora 12 nu mai merge, cu basul nu eram familiarizat. E complicat, e foarte, nici foarte... Nici nu eram vreo engleză ca să poți să înțelegi unde te duci. Exact, da, uite, mi-a ridicat la fileu. Frate, deci eu mă așteptam așa. În Coreea de Sud nu se vorbește engleză. Deci am, bă, cu cât mergem mai în partea asta, așa, cu atât se va vorbi și mai puțin engleză. Să știi că eu mă așteptam, fiind și aici de mai multe ori, așa? Mă așteptam ca coreenii să vorbească mult mai bine engleză ca japonezi, mai ales că japonezii au și anumite defecte din punct de vedere al limbii la engleză, o pronunță mult mai greu. Frate, da, lasă asta. Noi acum, nu a existat de când am venit aici, nu a existat o persoană pe care să întreb ceva în engleză și să nu-mi răspundă. Da, corect. Orice persoană. Indiferent că mi-a răspuns mai greu, frate, vorbeam cu ăla de la metrou, era un tip în vârstă, eu m-am gândit că nu vorbește engleză, doar l-ascultam, mi-a arătat acolo cu degetul pe harta aia și la un moment dat i-am spus în engleză. A zis el că trebuie să mergem pe undeva și m-a arătat altă linie și am zis eu, change? Și a zis el, yes, change. Deci omul știa, eu nu mă așteam să știe. Ideea este că, indiferent dacă omul vorbește mai corect sau mai puțin corect, frate, pe mine mă interesează să-mi dea o informație, nu stăm acum să vă discuții de ore în șir, da?
Și mi s-a părut că tot, deci nu a existat nicio persoană care să-i pună întrebare în limba engleză și care să nu mă înțeleagă. În Coreea de Sud nu o să uit niciodată în prima zi în care am ajuns sau în a doua zi când am vrut să mergem să vizităm Gangnam sau ceva de genul ăsta. Nu. Am vrut să mergem la StarCraft în prima zi și am întrebat pe ea de la Tourism Information Desk, las-o morții de treabă. I-am întrebat pe ea și le-am zis ceva în engleză, domne, voiam să cumpărăm bilet, voiam să luăm abonament, știi, ca să nu plătim în fiecare, ți-au aduce aminte? Acum 3 persoane. Frate, în engleză nimic și mama a încercat ușor în japoneză, nimic. Bă, era Tourism of, ăsta, Information Desk, deci nu era cineva de pe stradă. Ăla al cei mai mari stații din Coreea de Sud. Deci era, la Seoul Station și nu știau să ne răspundă întrebărilor, nu știau să, asta mi s-a părut șocant și de aceea așteptările mele pentru Japonia din punct de vedere al limbii engleze erau jos, foarte jos aș putea spune, bă, stai că să fug cald aici, nu ne-am condiționat. Te recomandă aia? Păi da, nu știu, n-am pus-o. Mamă, că am închis aerul mai devreme, uite ce a ajuns. Așa, la cazare. V-am mai arătat toată, dar o să vă mai spun câteva chestii despre ea. La cazare până acum în Coreea am stat, în Japonia am stat strict numai la Airbnb-uri, pentru că este mult mai bine. Gândiți-vă cu o cameră de hotel la 50-60 de dolari și acum nu exagerez. Aici zice că are undeva la 7 sau 8 metri pătrați. Știi cât înseamnă chestia asta 7 sau 8 metri pătrați? Înseamnă un 2 pe 4. 2 pe 4 înseamnă aici, ăsta ar fi 2 metri de aici. Stați că mi s-a întrerupt camera la 15 minute, nu știu de ce, cred că am făcut aici așa pe setare, nu știu cum e. Așa, deci 2 pe 4, atât era camera, frate, ca să vă faceți o idee. Nu merită Airbnb-ul și aici Airbnb-ul, frate, alte chestii. Deci alte chestii, bă, m-am cazat la Airbnb, am făcut check-out-ul, am dat review omului, mi-a răspuns imediat. Cum am făcut aia din Coreea? Frate, am 2 sau 3 cazări de Airbnb din Coreea, ții minte, căruia le-am dat review, nici măcar până acum nu mi-au răspuns. Deci nu mi-au scris, nu mi-au dat review, nu mi-au scris nimic. Într-una am stat chiar foarte, foarte mult. Care, mă? Care a fost aia? Aia din Seoul, de la Seoul Station, de acolo. A, de aia de jos. Da, mă, da, au fost aia prima cazare în care am stat prima noapte, prima sau a doua noapte, după care am spus că mai stăm încă o săptămână, deci acolo am stat vreo 9 zile. Și le-am scris lor ăla, super ok, bravo, bla, 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 ne-a plăcut. De obicei nu zic chestii nasole, zic chestiile bune, că n-are sens. Dacă nu m-a deranjat ceva într-un mod ăsta, așa, super exagerat. A fost ok, da, dar nu mi-au răspuns nici măcar până acum, deci nu mi-au dat mie review. Asta mi se pare... Da, mi se pare șocant. În fine, da, cam asta a fost, despre asta voiam să vorbim puțin despre tatuajele lui Vlăduț și așa. Da, a fost foarte greu, foarte greu pentru mine să vorbesc despre chestia cu tatuajele. Mă seacă că trebuie la cap încă de pe vremea când eram în Coreea. Adevărul că datorită vouă a vrut foarte mult să facă un video în care să vorbim despre asta, însă într-un final, fiind și aici acasă în Japonia, am acceptat. Asta e. Fiecare poate zice ce vrea. Uite, aici gândește că era și Daily Sugar și vorbea și el cu da, mine. Hai să-l mângâiem. Dacă era Daily Sugar să aici, acum probabil l-am făcut câteva glume. Da. Aveți idee cât de bine ne-a simțit într-o de omul ăsta. A fost super tare. Stai acolo, Daily Sugar, staticu. Și le mângâiam așa. O să mai venim cu un bez la minții înainte ca Vlad să plece și o să facem așa, o să fie un interviu în care o să vorbim despre cum mi s-a părut lui, despre ce părere aveți pe Coreea, despre Vietnam, cum mi s-a părut să călătorească, ce a învățat, ce n-a învățat, ce ar repeta, ce n-ar repeta, dar chestia asta o să se întâmple puțin înainte să plece. Da, va fi de asemenea un fel de tutorial pentru toți adolescenți, pentru că încă mă consider un adolescent, am doar 18 ani, care vor să plece într-o în prima lor călătorie singuri. Exact, o să vă dea câteva sfaturi și da, asta e foarte tare, nu vi le dau eu, o să vi le dai el. Asta o să fie cool de tot. Ok. Sunt în focus. Trebuie să mă obișnuiesc cu camera asta, pentru că e mai dubioasă ca Sony-ul din niște puncte de vedere. Domnule Mariș. Da, domnule Mariș. Dar din niște puncte de vedere e mai bună decât Sony-ul și o să vedeți asta în timp. Ok, acestea fiind spuse, intrați pe Instagram-ul meu, Cătălin Backpack Your Life. Noapte bună. Sau, da, noapte bună, că spunem video noaptea, nu? La revedere! Pa!